Or, de la Liceul Sfântul Stelian din Botoșani, care iată se pregătesc să participe și ei la concursul Trec Magii prin Vatra Moldovei. Și aici discutăm cu câțiva din participanți. Pe tine, cum te cheamă? Valerica. Și știți ce veți interpreta voi? Cu ce v-ați înscris? Sado Colinde. Știi cum se cheamă? Sau ai nevoie de ajutor? Și? Da. Bun. Pe voi vă mai cunoaștem și de la alte manifestări, ați fost, tu ai și știi să și brodezi, îmi pare că, da, nu numai să sap grădina, așa, să pricep, da, și să coase și împreună, și împreună cu doamna diriginte Răileanu, da, care este întotdeauna, cum vi se pare atmosfera, acum la început de sărbători, la începutul, o trecut Sfântul Nicolae, și... Intrăm în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Am văzut că ați pregătit acolo colacii. Pregătim colacii ca să zicem, să intrăm așa din plin în obiceiurile acestea. Știm că la colindători se oferă de obicei colacul principal și după aceea noi suntem fericiți că am continuat parteneriatul cu asociația INTIS și prin asociația INTIS la Unison. Eu sunt membru asociației INTIS la Unison. Am venit pregătiți pentru orice, inclusiv pentru asociația. Inclusiv să câștigați. Așa este la un concurs, totdeauna trebuie să speri. Dar nu vom fi supărați dacă vor fi alții mai buni și vor câștiga trofeul. Important este să participi la un festival. Important este să vedem adunați aici copii din școli diferite. Am înțeles că vor fi și tineri cu care copiii noștri pot să interacționeze. Vom asista la un spectacol deosebit, din câte ne dăm seama, din câte am văzut din programul pe care domnișoara Mihaela l-a trimis înainte de festival. Sperăm să iasă totul bine. Noi suntem alături de domnișoara Mihaela, de asociația ICPIS, așa cum sunteți și dumneavoastră, pentru că împreună ne-am angajat să susținem acest festival și sigur că am vrea ca lucrurile să decurgă normal, bine și până la urmă să fie toată lumea mulțumită și să fie ca un fel de, să zicem, deschiderea colaborării noastre pe tema aceasta a festivalurilor de colinde. Noi ne vom pregăti foarte bine, altă dată este pentru prima oară când participăm la un festival de colinde. De orice școala noastră, școala de sunt copii cu cerințe educative speciale, este mai rar inclusă în astfel de evenimente. Și atunci și le face singură. Sau participă. Iată, au venit acolo și... Sigur că un eveniment de o asemenea importanță este pentru noi, eu știu, ceva deosebit. Și un prilej de afirmare, să spunem. De a ne afirma, de a face cunoscut liceul nostru până acum. Sperăm că această participare a noastră să fie de bun augur pentru participările viitoare. Mulțumim frumos! Mulțumim.